Mântuitorul nostru, cum am putea vreodată să uităm harul de care ne-ai făcut parte atunci când ne-ai mântuit? Cum ne-ai deschis ochii ca să vedem lumina? Cum ne-ai născut din nou ca să gustăm viața adevărată? Cum ne-ai dat un viitor și o nădejde nepieritoare? Da, am fost morți, dar în dragostea ta cea mare ne-ai adus la viață prin moartea și învierea ta. Ajută-ne, te rugăm, să nu ținem doar pentru noi aceste comori ale harului, ci să le împărtășim cu cei din jurul nostru, convinși fiind de iubirea ta nemăsurată, de vestea bună a Evangheliei, de perspectiva vieții veșnice. Dă-ne, te rugăm, îndrăzneală sfântă, cuvinte potrivite și momente prielnice ca să te facem cunoscut. Ajută-ne să întărim mărturia noastră printr-o purtare bună și evlavioasă, în așa fel încât cuvântul să nu fie umbrit. Păzește-ne de a ne rușina de Evanghelie, ci, ca niște trimiși ai tăi plini de pasiune, ajută-ne să perseverăm în îndemnarea oamenilor la pocăință, înțelegând urgența acestei chemări, câtă vreme se zice astăzi.